Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să văd. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Hai să văd. Ce trebuie tu să cunoști? Ok. A început citirea. Se pare că o situație duală, o situație în care lucrurile nu erau chiar atât de sigure, da? Se pare că, nu știu, se pun pe pauză. Da? Sau poate tu zici, gata, azi pun pauză și stau să analizez exact ce e mai bine pentru mine. Dar o să povestim aici. Momentan vreau să ne concentrăm pe energia generală, care e 2 de bâte, 5 de monede, 8 de cupe. Nu știu, parcă a revenit o problemă de sănătate din trecut. Pe de altă parte, simt aici de mult timp o senzație de abandon, o senzație de singurătate. Mâine poate aveți probleme în relație de cuplu, poate este vorba în general despre faptul că e ca și cum cineva aici nu acceptă un sfârșit sau nu acceptă o renunțare. În momentul de față văd că îți faci planuri pentru un termen foarte lung sau poate ai legătură cu zona străinătății, însă această idee de așteptare, de stagnare este foarte puternic aspectată. Da? E ceva care a fost lăsat ca în plop și plop în aer, adică fără rezultat. 2 de monede. Aici, uite, din punct de vedere personal, văd că, știu, parcă a fost nevoie să te împarți, da? Între două persoane, doi prieteni, între familie și prieteni. 2 de monede poate să însemne și faptul că ai negociat ceva important în favoarea ta. Da? Însă văd și energia cuiva care la nesfârșit așa tot jonglează, da? Tot e indecis. Și apoi avem spânzuratul, o legătură cu zodia pești, dar și un blocaj care poate să apară. Văd o legătură cu o persoană care se sacrifică sau o legătură cu o persoană care încearcă să vadă viața dintr-o altă perspectivă. Hai să clarificăm puțin povestea. Da? Poate este un moment de pauză, fie într-o relație, fie într-o prietenie, da, uite, poți să auzi de cineva că are o problemă. Hai să vedem, 2 de monede, despre ce e vorba, 4 de cupe. Ei, se pare aici că cineva parcă a obosit, da, a obosit să se împartă între două direcții. Poate să însemne și o persoană puțin orgolioasă, pentru că e cineva care, nu știu, căruia nu-i place situația asta de indecizie. Văd un blocaj aici legat de zona banilor, un blocaj legat de o femeie, o problemă, da, care este aici. Hai să mai vedem o carte. Nebunul. Da, deci aici mi-apare un eveniment neprevăzut care a avut loc. Poate chiar persoana asta te-a surprins cu indecizia ei. Hai să vedem în continuare ce zice spânzuratul, că și acolo e ceva important de povestit. Spânzuratul zice despre faptul că începi să găsești o soluție la această problemă din relație sau la această decizie, pentru că avem aici îndrăgostiții. Și ce văd eu este că tu în viitorul apropiat e posibil să găsești o altfel de soluție la un blocaj care e de mult timp. Mai văd aici și niște vești care apar în legătură cu un cuplu sau în legătură cu decizia unei persoane. Și atenție că veștile astea fie pun pauză, fie veștile astea țin și de un sacrificiu pe care cineva trebuie să-l facă. Pentru că 3 de bâte vorbește despre o primă deblocare în această situație. Hai să vedem aici ce e cu 3 ăsta de bâte. Uite, 3 de bâte vine cu marele preot, deci o legătură cu zodia Taur sau poate chiar un sfat valoros pe care îl primești aici de la o persoană pe care tu o respecti. Însă 3 de bâte poate să însemne și o avansare în legătură cu o căsătorie, o relație serioasă, o relație frumoasă.
Iar îndrăgostiții, să vedem despre ce spune. Drăgostiții zice despre regina de monede, nouă de cupe, împărăteasa. Deci o decizie a unor două femei sau o decizie în legătură cu două femei. Da? E ca și cum cineva aici alege bucuria, cineva alege plăcerea, alege liniștea. Din nou o legătură puternică văd aici cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Să vedem aici, nouă de monede. Bun, poate să fie un moment în care vrei să-ți cumperi lucruri dragi pentru sufletul tău sau poate aștepți niște bani de undeva anume. Tot nouă de monede înseamnă o stabilitate din punct de vedere material pe care eu o văd aici sau pur și simplu o încredere mai mare în tine pe care tu o ai. Marele preot, foarte frumos, deci un contract aici pe care îl poți semna și care te poate ajuta. Mai poate să însemne și un sfat bun pe care îl primești de la un profesor, un mentor, o persoană pe care tu o respecti. Poate e un terapeut, cine știe, poate e un părinte care îți dă un sfat sau care te ajută financiar. Ceva important care se întâmplă aici, dragilor, la o zi mare, la o zi sfântă. Hai să vedem, nouă de monede. 6 de bâte, 9 de spade. Deci aici văd o bucurie, dar care vine la pachet și cu un stres. Da? Poate te-ai stresat în legătură cu vestea asta, în legătură cu bucuria asta. Dar uite, roata norocului mie îmi spune că e cu noroc aici și lucrurile încep să se miște. Este ceva pentru care tu ai luptat sau lupți probabil în continuare. Marele preot, hai să vedem. Ce aduce marele preot? 8 de bâte, deci aici mi-apare o veste bună cu viteza luminii. Poate să apară o veste bună din zona de online sau poate să apară o veste bună de la o instituție. Da? Avem 5 de monede, regele de spade, 8 de bâte. Da, e cineva care are probleme financiare aici sau poate este vorba despre cineva care are o problemă de sănătate sau se simte abandonat, se simte lăsat deoparte. Și persoana asta îți poate da o veste. Deci să zic că așteptai un răspuns de la o instituție publică de undeva și răspunsul vine. Mai văd o legătură aici cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Regina de spade, asul de monede. Deci parcă e o înțelegere pe care o faci aici cu cineva, parcă pui ceva pe pauză, pui ceva pe stop, da? Zici, uite, fac pauză de la proiectul ăsta, de la situația asta. Însă văd aici o șansă care ți se oferă, este o șansă bună. Surpriza, nouă de bâte. Surpriza are legătură fie cu o persoană căreia este teamă, fie surpriza are legătură cu așteptare, cu oboseală. Și hai să vedem despre ce e vorba. 7 de bâte. Surpriza este că cineva aici are foarte mult curaj, da? Este o persoană căreia este teamă să te piardă, este teamă de schimbare, este teamă să facă ceva important. Și atunci e clar, da, că aici apare o atitudine pe care cineva o ia, dar sunt fapte cu bâtele astea. Hai să vedem nouă de bâte și cu teama asta, că e cineva căruia este teamă. Este o persoană căruia este teamă de un adevăr. Da? Sau poate ție ți este teamă să faci o schimbare la muncă cu steaua. O legătură văd aici cu zodia vărsător. Poate discutăm, bineînțeles, și de faptul că surpriza poate să vină cu un răspuns pe muncă. Este un răspuns care ține de străinătate, de internet. Poate ți este teamă să încerci ceva nou, dar cărțile zic să o faci pentru că nu ai nimic de pierdut. Din contra, văd că vei avea foarte mult curaj. Uite, nouă de monede, regina de bâte, deci e de bine. E de bine. Simt eu că pentru unii surpriza vine mai repede față de cum vă așteptați. Și să vedem ultima carte, 7 de bâte.
10 de spade și marea preoteasă. Deci e ca și cum cineva își învinge o teamă aici, da? Și pune punct la ceva anume. Poate să însemne și un secret pe care îl afli sau o atitudine pe care cineva o ia aici și despre care nu îți spune, în legătură cu un sfârșit, cu o eliberare. Mai vreau o carte. Ce e cu surpriza? 4 de monede. Deci e cineva care e cam încăpățânat și care, zic eu că, știu, e și curios în același timp. Da? Persoană încăpățânată și curioasă. Hai să vedem ce secrete, da? Despre ce secrete e vorba cu sfârșitul ăsta. Ei, are legătură cu justiția, deci cineva aici vă că rezolvă ceva din punct de vedere legal. Unii poate aveți legătură și cu zodia balanță. Da? E o decizie legată de o împărțire de bani, o împărțire de bunuri, o moștenire, o bancă, poate partea asta de cumpărături. Și să vedem tarotul meu ce spune în legătură cu situația asta. Surpriza e o ceartă și cu niște lacrimi, dar niște noutăți plăcute. Deci e posibil să afli de o ceartă cu lacrimi, cu o persoană vicleană, cu drum lung și cu boală. Na. Deci poate afli despre o problemă, da, pe care cineva o are de mult timp, că ți-am zis e cu doi ăsta de bâte și eu simt că nu-i blocajul tău, e cineva care te blochează aici. Da? Și posibil să afli niște vești mai puțin plăcute despre cineva, da? Dar uite care sunt cu niște noutăți plăcute pentru tine. Bani mulți, te dorește cineva, proces și judecată. Deci asta e surpriza. Totuși o să mai cer o carte, da? Un bărbat matur avem aici și un noroc neașteptat. Un noroc neașteptat. Deci surpriza vine de la persoana asta matură. Poate este un prieten de-al tău, poate este partenerul. Cineva care are niște probleme cu banii și în dragoste. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Și că o vacanță, o călătorie, un drum lung. O regină de gheață, o mamă, o femeie matură, sigură pe ea, este o femeie rațională și avem distracție, eveniment. Surpriza este că afli aici de un drum lung pe care cineva îl face. Bărbatul ăsta face un drum lung cu cineva. Sau cineva care ia o decizie aici pe drum lung. În altă viață, ceva cunoscut, ceva deja știut, o veche iubire, o nouă persoană sau cineva necunoscut și carieră, succes, avantaj. Da. Aici poate să fie vorba despre cineva care revine din trecutul tău. Poate să fie și asta. Dar din nou, uite, surpriza ține aici de o călătorie îndepărtată, de ceva pe termen lung și ceva toxic, dar în același timp și niște noi oportunități. Da? Eu cred că tu afli despre veștile astea, nu-i neapărat că le experimentezi tu. Deci cineva care te surprinde cu aceste hotărâri puternice, aș zice eu. O să mai iau și un mesaj din partea acestui oracol. Stabilitate, creștere, dorință, atracție și noroc și bani. Deci aici e clar, ceva se stabilizează. Fie este vorba despre o pasiune pe care o ai, fie este vorba despre ceva ce contează mult pentru tine și care devine mult mai stabil, mult mai sigur. E ceva ce s-a mișcat încet. Încet. Mai vreau o carte.
romantism, da? Deci vești bune, vești bune și succes, văd aici. Niște vești bune care țin de un succes. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, iar dacă vrei și tu analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând pe aplicația de tarot Cristina Zurba. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. Te îmbrățișez cu drag, e absolut gratuit și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo, poți să vezi ce simte, ce gândește, ce face cealaltă persoană, poți să vezi ce se rezervă viitorul, poți să vezi ora norocoasă, culoarea norocoasă, da, numărul norocos, citatul motivațional potrivit pentru tine și stai aproape că mai urmează surprize frumoase în aplicație. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.